care să încep? Eu vin de la o lansare, de la Muzeul de Artă. Sunt învățat cu chestii de-astea. De obicei, eu fac acționul și manipulez lumea. De data asta m-aș și lăsat manipulat de domnișoara. Dar văd că s-a retras. Așa că, realmente, nu știu... În primul rând, aș vrea să vă rog să veniți aproape. Aici sunt scaune destule. Vă dau și scaunul meu. Haideți încoace, nu stați acolo, că nu se aude nimic. Eu știu din experiență. De câte ori vin la Humanitas și stau acolo, n-aud nimic. Haideți aici, nu vă feriți. Cât mai mult cât poezia încă este una singurătății care se vrea disipată. Aici sunt locuri, sunt locuri pe scaune. Vă rog, haideți. Nu stați în picioare, sunt scaune destul. Haideți aproape, fraților. Puneți că după lansare, că bine atunci. După lansare, nici eu nu știu unde ne vom retrage. Nu știu dacă... Ne vom retrage în Sonia, în Screșita. Nu știu dacă Liceanu va fi foarte generos cu noi seara. Da, așadar... Cu ce ar fi bine să începem? Ar fi bine să... Să începem cu François Breda, care a descoperit-o pe Anca Muzinski? Mizumski, bine zic. Da. Cartea pe care am lansat-o la muzeu era scrisă de o doamnă care se cheamă Mariana Gorchica. Niciodată n-am știut să pronunț numele ei, dar am învățat în seara asta. Ea este Mizumski, femei talentate în România, care provin dintr-un amestec de nații, de etnii, absolut miraculos. În fine, vreau să vă spun că ea este o descoperire, între altele, a lui François Breda, pe care l-aș ruga chiar să deconspire acest lucru, pentru început. Bună seara, Sam Stock, dragi prieteni. Pasez mingea și copyright-ul acestei descoperiri lui Adi Dohotaru. Eventualul slovace e descoperire pentru François, pentru mine în centrul Clujului și tot așa. Descoperim din locație locație. De fapt, dânsul era care a invitat-o prima dată la clubul nostru de lectură Toro, care se desfășoară în mare fum și cu multă beare. Politica incorrect, ciudat literar, sus la insomnia. El a avut această idee, el a făcut să descoperim această poezie foarte, foarte interesantă, cel puțin pentru mine. Și utilizând metoda lui Abelard, sic et non, adică da și nu în același timp, când încerc să fiu foarte subiectiv, am să fiu obiectiv și când încerc să fiu obiectiv, am să fiu foarte subiectiv. Deci, subiectiv este o poezie care de mulți ani de zile era prima care m-a impresionat absolut fundamental, să spun așa. Am citit multe. Pentru mine ceva absolut special. În ce sens? Și acum subiectiv spun, dar poate sunt obiectiv. Și invers, când am să fiu obiectiv, poate am să fiu subiectiv. Linkurile polisemantice, să spun așa, cu care suntem obișnuiți în poezia modernă și în general în poezie, pentru mine sunt absolut percutante, să spun așa, efectele cu o precizie matematică și cu o raționalitate absolut extraordinară, explodează în capul meu cum trebuie, după mine. Nu au foarte multe sensuri, au două sau trei sensuri, dar aia sunt foarte precise, acele sensuri, ca și cum în cazul lui Petrarca, deși forma nu e același aici, e o formă modernă, dar exact știu, eu știu, ca și cititor sau critic sau
mă rog, receptor, despre ce vorbește poetesa sau poeta. E un soi de poezie, evident, doctă, foarte doctă, explicabilă prin faptul că poeta a terminat două, trei facultăți, nici nu mai știu câte, printre care psihologie, filozofie, medicină și poate o să mai facă vreo două. Dar textul devine așa de cristalin și foarte simplu aparamente. Aici, deși mă duce puțin aminte de poezia, totuși matematica lui Ion Barbu, fără manierismul lui, dar percutează pentru mine exact unde eu cred că dezvăluie sensul acestor texte. Aparamente foarte simple. Însă dacă vă adânciți puțin în aceste rânduri, evident cartea are o prezentare grafică, grație domnului Murivale, nemaipomenită și cu totul aparte. Și spațiul acesta amenajat de dânsul ne duce într-o lume bună a culturii, să spun așa, cu care suntem obișnuiți într-un fel, dar e cam rar. Și aici putem să ne simțim puțin pentru un moment în centrul artei clasice moderne sau ceea ce se face ca în filmul românesc, care e marcă mondială încet încet, și teatrul românesc. Mă rog, paranteză. Și să revin și să nu-mi termin fraza, poezia lui Ianca Mizunski, pot să spun, a sărit, să spun așa, prin acest volum, acele cinci volume pe care fiecare poet debutant și-o face ca și schiță, din care se păstrează un text sau două. Poezia aceasta este o poezie foarte matură, de aici nu e de aruncat nimic, nu e de tras nimic, nu e de șters nimic, nu e de lepădat nimic mai târziu, e cristalină, foarte clară și pentru oamenii, pentru cititorul sau receptorul care au trecut prin mrejmele culturii, să spun așa, e o delicatesă, e un deliciu. Evident, deci dacă ai citit, deja ai citit toată, sau o părticică sau o parte din literatură universală, aici te delectezi. Deci este o poezie de, zic eu, de poeta doctus, dar nu în formă de poeta doctus, în care de obicei, în cazul în care zicem că cineva e poeta doctus, înseamnă că mai ales metizează foarte bine, țăpânește foarte bine forma clasică. Aici forma gândirii și forma sensibilității metizată, săpânită absolut la perfecție. Cel puțin pentru mine. Ok, deci va citi mai târziu. Mulțumim. Corect.